Peste 100 de hectare pe care au funcționat vreme de peste un secol uzinele și apoi combinatul siderurgic al Hunedoarei au fost acoperite treptat de vegetație. Localnicii au depozitat însă și munți de gunoaie în locurile abandonate. Chiar și așa, locul a căpătat o altă imagine. Ruinele combinatului siderurgic din Hunedoara ocupă aproape 120 de hectare, iar în ultimul deceniu, după marile operațiuni de demolare a clădirilor și secțiilor fostului colos din vestul țării, întinderea ocupată de dărâmături a fost abandonată de autorități. Terenurile nu au mai fost ecologizate, în schimb natura și-a intrat în drepturi peste rămășițele combinatului. Din loc în loc au crescut pâlcuri de pădure, iar de pe dealurile din împrejurimile municipiului, în aceste zile, priveliștea vechilor uzine se arată ocupată de verdeață și de mii de arbuși și copaci. Cei care se apropie însă de zona industrială întinsă de la un capăt la celălalt al Hunedoarei găsesc un dezastru ecologic. Movilele de deșeuri aduse clandestin de localnici ocupă mai multe hectare ale fostului combinat, în timp ce în alte locuri au rămas contaminate cu poluanți industriali.